încolo totuși. Cum mă duc cu fundul încolo totuși? De aici dai drumul. Așa. Acum, ăsta trebuie să fie pe ran. Da. De aici, de la butonul ăsta, se pornește. Când ești pe neutru, da? Da. Piciorul, dacă e jos, nu o să-ți pornească, știi? Uh-huh. Deci, va trebui să-l ridici dacă nu ești în neutru. Da. Da? Pentru că dacă e în viteză și tu nu ai picior, când pornești, ea pleacă. Deci, ea are un sistem ca să nu. Bun. Dă-i drumul un pic acum. Apăs ambreajul. Cred că nu trebuie. Trebuie tras șocul, în schimb, chestia asta spre tine. Uh-huh. Bun. Dă un pic de gaz. Așa. Bun, de aici pornești luminile. Da? Aici în sus e faza lungă, se pare albastru, în jos e faza scurtă. Deci trage ambreiajul, dai întâia. Și după aia lași finuța ambreiajul și pornești. 1000 de vorbe nu fac un bas. Ce? Unde pe ce am fost cu picioarele? Unde pe ce am fost cu picioarele? Unde sunt vitezele? Ăsta. Dai în jos. Ce? Ăla-l dai în jos, a întâia, după aia în sus, a doua. Ca să, ca, te duci, dacă vrei să oprești la neutru, când te oprești, te duci în jos, maxim, da? După aceea vezi că foarte fin nu mă trebuie să o atingi, că intră foarte repede în neutru. Deci, ambreiaj, frâna de picior nu pui, asta pui, da? Da, deci, cu două dește, două dește. Așa, și acolo, două degete, ok. Mă rog, dacă poți, dacă nu, ăla poți să-l tragi cu tot, da? Bagi întâia. Da, ok. Da, și acum, trebuie un pic, și un pic de accelerație, nu tare, nu tare, nu tare. Ok. În jos! În jos! Mișcă-te un pic în față, un pic în față și acum încearcă să o apeși. Mergi mai încet că ți se gata drumul și nu ți pune frâna! Faci un boss, man! Dar ce faci? Dar din ce pula mea trebuie să bagi la doua după curbă la tripă oră? Păi dar te duci în întâia, când ai înțeles să te apropii de curbă. Asta nu-i saran diesel în pula mea. Un preț, ce femeie. Ea mai mult de a doua n-are rost să schimb. Deci a doua, întâia, a doua, atâta străbă. A întâia și a doua, obișnuiește-te cu accelerația. Lasă una întâia, trage mai mult, să vezi cum se turează. Ce forță are. Pune frână să vezi cum reacționează, nu bruschezi nimica, bine? Obișnuiește-te cu ideea, nu trebuie să mergi cu el sub turat, niciodată! Turație, cât mai mare, nu-i nicio problemă, la 7000, la 8000. Că dacă lași gazul, s-a făcut frână de motor, nu mai trebuie să pui frână și te opri. Dai grijă la nisip pe jos, când te apropii de o curbă, a întâia, nici nu te gândești la a doua, la a treia, la de-alea, a întâia, să s-a ținut ție curba, da? Dar zici, nu te sprijini foarte tare în asta, da? Încearcă să stai cu picioarele de tecuri, mergi numai la întâia sau a doua maxim, da? Dacă știi că vine o curbă, că deja știi că... Lasă numai întâia, da? Și ține-te cu ăștia de tank aici, da? Deci strângi tankul și atunci nu mai e nevoie să te sprijini în mâini. Dar nu-i greu să trag și ambreiajul, tu! Tocmai de aia, nu mai schimba viteza, ai o plajă de putere foarte mare în întâia. Numai cu întâia poți să te plimbi prin oraș de la spate. Ha! Nu strânge tare din tot, nu strânge! Minut! Minut! Prețul tău pe lumea asta și în viața asta nu este să schimbi viteza, Dia. Obișnuiești, du-o până în maximă, până în roșu. Dar nu te derolezi că urăști, obișnuiește-te cu motorul, e spățit, nu e pe ceopăr să stai cu pula în sus și să admiri peisajul. Deci te rog frumos, termină cu schimbatul de viteze, că nu...
are nicio relevanță și nu despre asta e vorba. Obișnuiește-te cu puterea motorului, trage la întâia până unde merge. M-am dezechilibrat. De-aia te dezechilibrezi, pentru că ești într-o viteză mare și nu ai, motorul nu se ține în sus. Înțelegi? Mergi cu întâia și o să se ține mult mai bine în sus. Ia, întâia, te rog, nu se mai ia, da? Întâia. Nu pot intra, doar tot trebuie să bag, nu intra, de ce? De ce trebuie să bagi a doua? Ai spus în cine? Urâie înfiorător! Ți se pare? Așa bârâie un motor. Deci trebuie să te obișnuiești cu chestia asta. Deci mergi numai întâia. Mergi întâia, trage mai tare, trage mai încet. Ai grijă pe drumul ăsta, te plin de praf, cu tot felul de chestii. Deci vezi când tragi și când tragi. A doua, dacă e drumul lung și deja te-ai dus 300 de metri, schimbi a doua. Înțelegi? Nu așa, după o curbă, noi a doua, din prima. Nu suntem în mașină, suntem pe motor. Da, okay, concentrează-te, okay. Gândește-te la chestia, este motor. Nu ești în mașină, ăsta e speed, nu e bicicletă. Să admirăm peisajul. Că tocmai de aia nu te chinui cu băgatul a doua când tu ești înclinată, încălcită, îngășită. Nu înțeleg care e treaba asta. Nu ai nici un pic de viteză, nu ai nici un pic de inerție, ești schimbi a doua. Schimbi a doua când deja ești pornită, ești pe drum, ești cu viteză, ești 6.000, 7.000, 8.000 de ture, schimbi a doua. Până nu ajungi acolo, nu ai niciun motiv să schimbi a doua. Obișnuiește de acum cu frâna și cu accelerația. Accelerația, frână, da? Tragi, încerci să te oprești, să vezi cum te oprești. Dacă cumva ți mai ești ok, pune piciorul ăla la jos. Am văzut că nu ți-i bine cu ăla. Deci pune piciorul ăla la jos, cu spatele nu frânezi. N-ai niciun motiv să frânezi cu spatele. Oricum nu s-ar simți prea mult, dar tu te dezechilibrezi. Și dacă mai frânezi și spatele, când tu ești dezechilibrată, nu face bine deloc. Când trebuie să apeși ambreiajul. Da, dar tocmai de-aia ți-am zis. Acum nu trebuie, mergem pe aici, cu banda 1, cu antuia. Eventual poți treci pe a doua. Ai grijă când treci, să nu treci foarte lung. Nu intri între ele, că roata nu ți-i lată ca să poți să treci. O să te dezechilibrezi, o să te sperii și de asta, da? Deci treci mai în unghi mai mare, dacă vrei să treci. Dacă nu, stai pe banda 1, că e ok. Deci să fii foarte atentă la chestiile astea. Nu pui frână pe trecerea de pietoni, pe chestia altă, pe alea, pe mijlocul străzii unde sunt alea albe. Hashtag Oedip Fireblade Cava Sexy Seme Bike Life Omnia Nihil